Iubiții mei, să ne ridicăm onorând în felul acesta cuvântul Scripturii. Deschidem la Cartea Faptele Apostolilor, la un capitol lung, capitolul 9, de unde citim un fragment scurt. Citim de la versetul 10 până la versetul 16. Să ascultăm. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania! Iată-mă, Doamne, a răspuns el, și Domnul i-a zis: scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim, ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis: du-te! Du-te că el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Amin. De obicei, când citim capitolul 9 din Cartea Faptele Apostolilor, predicăm despre personajul principal al capitolului, care este Saul din Tars, mai târziu Apostolul Pavel. Suntem de asemenea impresionați, foarte impresionați, se vede asta și din numărul de predici pe subiect, de felul spectaculos în care Domnul Iisus Hristos îi se arată lui Pavel, lui Saul din Tars. În drum spre Damasc, cerul se deschide, o lumină puternică în plină zi îl orbește pe Saul. O lumină mai puternică decât a soarelui? Dar Dumnezeu are o soare de rezervă pe care îl scoate uneori? Există un al doilea soare care să dea o lumină dublă, orbitoare, decât lumina soarelui? Nu, iubiții mei, nu există un al doilea soare decât unul. Lumina care l-a trântit la pământ pe curajosul Saul din Tars era ceea ce numim lumina necreată, nu lumina care a fost creată în prima zi, Geneza 1. Lumina necreată, lumina emanată de însuși Dumnezeu, este o lumină mai presus de fire. Este o lumină care nu stă în fotoni și în calcul de fizică. Este ceva dintr-o altă lume. Ceva căreia nimeni nu-i poate rezista. Și dacă ar fi fost atunci, tehnologia de azi ar fi fost topită, scurt-circuitată de acea lumină. Suntem însă atrași, cum vă spuneam, și pe bună dreptate de acest eveniment. Spectaculos, un prigonitor al bisericii ajunge în colbul drumului, este luat de mâini, de vreme ce el s-a dus să-i aducă legați de mâini pe cei din Damasc la Ierusalim. Și acum el este luat de mâini și dus în casa cuiva pe nume Iuda, pe ulița numită Dreaptă, chiar în centrul Damascului. În Damascul vechi de astăzi se păstrează ulița aceea, a supraviețuit. Ulița aceea, adresa aceea aproximativă, unde Saul din Tars a găzduit pentru câteva zile, în cea mai teribilă experiență a vieții lui, orb, neputincios, fără sprijin, fără vedere. E bine, vă propun în această seară, iubiții mei, să vorbim nu despre Saul din Tars, ci despre un ucenic pe nume Anania. Anania are neșansa, din punct de vedere narrativ, să fie prea aproape de un personaj așa de puternic precum Saul. Anania are șansa personajului secundar, personaj care nu se mai vede din cauza că suntem izbiți de realitatea celuilalt personaj, atât de puternic, atât de definit, atât de bine conturat, dar totuși Anania, măcar din când în când, cum facem și noi în această seară, merită puțină atenție, merită măcar o predică pe an
și Anania, nu numai Saul. Numele Anania era un nume evreiesc obișnuit în vremea aceea și în traducere înseamnă Iahve e izbăvitor sau Iahve, Dumnezeu izbăvește. Un nume încărcat de semnificație, un om de un caracter aparte, probabil unul dintre liderii bisericii din Damasc, poate chiar liderul bisericii din Damasc sau oricum unul dintre oamenii de nădejde ai bisericii, oamenii aceia importanți, care au fost probabil încă de la început din nucleul care a deschis biserica din Damasc, Anania are în versetele ce le-am citit, are parte de o arătare a lui Dumnezeu în vis, acolo e vis de noapte, cuvântul grecesc nu e pentru vedenie, nu este ecstatis, nu este stare așadar în afara firii, în afara corpului, ci este, se pare, un vis cu minte de noapte. Un vis de noapte, nu zbucium, nu cu tremur, un vis cu minte, suav, de noapte. În visul acela îi se arată Domnul și îi spune, scoală-te, du-te acolo la adresa aceea, vei găsi pe Saul din Tars care se roagă. El te-a văzut deja într-o vedenie, te-a văzut că veneai la el, te-a văzut că îți puneai mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Și apoi urmează un dialog între Anania și Domnul Iisus Hristos în vedenia aceea. Dialogul acesta, dragii mei, scoate la iveală ideea predicii din această seară. În acest dialog apare atât în dreptul, în cuvintele lui Anania, cât și în cuvintele Domnului, apare de trei ori noțiunea de numele Domnului. Numele Domnului. În câteva versete, de la versetul 13 la 16, avem de trei ori expresia numele Domnului. Iar faptul acesta ne atrage atenția și de aceea intitulăm predica acestei seri Creștinul și numele Domnului. Pentru că se pare că numele Domnului în vremea aceea era foarte important. Apelul la numele Domnului, relația cu numele Domnului, conceptul acesta era foarte important. Avem așadar trei ipostaze ale numelui Domnului. Să le luăm pe rând. Prima ipostază este ceea ce am putea numi chemând numele Domnului. Chemând numele Domnului. Priviți, vă rog, împreună cu mine. La versetul 13, Doamne, răspunde Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta, relele pe care le-a făcut sfinților tăi din Ierusalim, ba mai mult are puteri de la preoții cei mai de seamă ca să lege, versetul 14, să lege pe toți care, și acum ajutați-mă, care ce fac? Cheamă numele Domnului. Creștinii, chiar la începuturi, capitolul 9 este creștinismul chiar la începuturi, creștinii înainte să primească numele de creștini în Antiohia, cum știm câteva capitole mai târziu, creștinii au fost numiți printre altele sfinți sau cei care urmează calea credinței. Și un alt termen pe care îl găsim aici în gura lui Anania, în dialogul lui cu Dumnezeu, este tocmai acest termen, a venit să-i lege pe cei care cheamă numele Domnului. Pe vremea aceea să chem numele Domnului era un delict atât de mare încât erai pasibil de arestare, numai pentru că, iată, chemai numele Domnului. A venit aici la noi în Damasc, Doamne, să nu crezi că nu știu, și el îi vânează, îi caută pe cei care cheamă numele Domnului. Înțelegem de aici că acei care chemau numele Domnului alcătuiau o comunitate separată. Că încă de la început creștinii s-au remarcat prin această chemare a numelui Dumnezeu. Dacă vreți să puneți și alte sinonime pentru verbul a chema, puteți spune a invoca, a implora, a cere, a pleda. Ei chemau numele Domnului nu într-un sens plictisit, nu într-un sens marginal, nu? Nu într-un mod demagogic. Creștinii s-au remarcat în Damasc și nu numai, ca fiind cei care invocă numele Domnului, îl invocă în fiecare zi, în cele mai banale împrejurări.
în cele mai grele încercări, dar și în cele mai obișnuite zile, în mijlocul marilor lor bucurii, creștinii invocă numele Domnului. Ei au o relație cu numele Domnului. Nu vom intra în detalii, însă trebuie să știm că încă din Cartea Geneza, cum voi aduce două argumente, încă din Cartea Geneza, oamenii deosebiți de cei căzuți, de cei păcătoși, de cei care alergau la un potop de desfrâu, cum va zice apostolul mai târziu, oamenii care s-au remarcat, patriarhii, care s-au remarcat în Geneza ca fiind diferiți de ceilalți, s-au remarcat tocmai prin această sintagmă, zice că cu tare sau cu tare a chemat sau obișnuia să cheme numele Domnului. Pe vremea aceea numele era extensia persoanei și când rosteai numele, rosteai de fapt realitatea acelei persoane. Astăzi trăim vremuri destul de superficiale în legătură cu numele, astfel încât nu prea mai stabilim legături profunde între nume, da? Prenume mai ales, mă refer acum prenumele, deci care îl dau părinții, și persoana respectivă. Dar în antichitate numele nu se punea întâmplător și se credea într-un destin al numelui. I se dădea copilului un nume cu nădejdea ca să se ridice de-a lungul vieții la înălțimea acelui nume. Mă înțelegeți? La înălțimea acelui nume. Nu e întâmplător că în cultura română secole la rând și astăzi, pentru cine respectă, când te nășteai în preajma unei sărbători, a unui nume de sfânt, sfânt om real care a trăit cândva, se dădea numele acelui personaj. Personaj, spun într-un mod foarte apreciativ, personaj din creștinism. Cu nădejdea părinții că doar va fi și el măcar pe sfert de sfânt cum a fost acela. Că urcă și el spre numele lui, o povară a numele, numele era o povară, mă înțelegeți? Să te ridici la înălțimea numelui tău, nici nu trebuia mai mult, nici nu se putea mai mult. Noi evanghelici mergem mai departe, dar nici nu știm cât de departe mergem, că ne-am speria. Noi luăm chiar din Biblie nume, mă înțelegeți? Deci noi din Biblie. Și auzi cât e un Beniamin, auzi cât e un Ilie, auzi, știți? Auzi Maria, auzi Elisabeta. Mă, normal ar trebui să ne gândim că aceste personaje, persoane, poartă povară grea unui nume mare din Scriptură. Ei bine, când e vorba de numele Domnului, numele Domnului, dragii mei, se confundă în mod fericit și ilustru, se confundă cu ființa lui Dumnezeu, cu persoana lui Dumnezeu. De aceea evrei aveau un mare respect pentru nume, nu rosteau numele Domnului, nu-l scriau și când îl scriau, îl scriau în așa fel încât să nu se poată citi, era tetragrama, cele patru litere, da? Care erau scrise în așa fel încât fără vocale fiind să nu se poată citi. Și erau numai consoane și dacă nu este vocalizare, nu se poate citi, că nimeni nu poate citi patru consoane legate de o altă. Îți trebuie câte un A, câte un E, câte un I, câte un O, da? Îți trebuie niște vocale, mă, nu multe, dar îți trebuie câteva ca să poți citi. Așa îl scriau, că dacă dă un neevreu peste nume, peste cuvântul acela, să fie un cuvânt care nu-l poate citi, ca să nu se ia în deșert, ziceți. Numele Domnului. Numele Domnului în cultura evrească și s-a transmis lucrul acesta în chip fericit în creștinism, sper că a ajuns și până la noi, sper. Nu rostim tot a doua frază, numele Domnului, adică nu-i zicem pe nume, dar facem referire la prezența Lui, la persoana Lui. Și aici numele Domnului, care era un delict pentru care erau arestați oamenii, iată, de către Saul din Tars, arestați creștinii, aici numele Domnului nu era Iahve sau Jehova, depinde cum îl vocalizăm, din Vechiul Testament, nu Dumnezeu Tatăl, nu Dumnezeul evreilor, ci aici numele Domnului face referire la numele Domnului Iisus Hristos, la Dumnezeu Fiul, pe care evreii nu-L acceptau. A crede în Fiul, în numele Fiului,
A spune cum Petru va zice în casa lui Corneliu că nu este mântuire în alt nume decât în numele Domnului era un delict, iar ei, cu toate riscurile, chemau numele Domnului. În Geneza, capitolul 4, versetul 26, citim că lui Set i s-au născut și lui un fiu și i-a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Și este prima rază de speranță din Geneza. Versetul acesta nu e un verset, e o lumină, e o rază de speranță. Oamenii au început să cheme numele Domnului. Despre Avram citim chiar la începutul chemării lui, Geneza 12, versetul 8, că după ce Domnul i s-a arătat și a făcut minunate promisiuni, după ce l-a așezat pe un drum nou împreună cu soția lui, zice că Avram a făcut un altar la Betel și acolo, la altarul acela, a chemat numele Domnului, peste el și peste toți care îl însoțiau. De asemenea, în Ioel, capitolul 2, versetul 32, cum va apărea în cuvintele Mântuitorului, atât în Matei cât și în Marcu, citim că atunci, zice profetul, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Este o invocare a numelui lui Dumnezeu, dar o invocare plină de credință, de respect, nu o invocare mecanică, asta încerc să spun, este o invocare mântuitoare. Pe de altă parte, mă grăbesc să adaug, nu este o invocare magică. Oare trebuie aici să fac o mică paranteză cu invocarea magică? Simt că trebuie. Și dacă simt, nu vă puteți spune cu ce simt. Aud uneori, aud și eu, ca și dumneavoastră, de tot felul de învățături care circulă prin mediul evanghelic, că nu ne agățăm noi de altele care nu spela noi prin ogradă. Anume, folosirea aceasta magică a numelui Dumnezeu, zice, zi cu gura numele Domnului, binecuvintează-te singur, știți, învățături de felul acesta, care vin dintr-o anumită zonă, cam știm noi de unde vin, nu suntem așa neștiutori cum ne facem. Cam știm cum s-au născut toate acestea, ce excese sunt. Cumva să zici și să invoci tot felul de formule creștine, formule cu versete, ca să înțelegeți, formule cu numele Domnului. O utilizare deja aproape magică, precum un talisman, precum o afirmație magică, știți? Iar în creștinism nu este magie. În creștinism este minune și minunea o săvârșește numai Dumnezeu. Chemând numele Domnului înseamnă chemând numele Domnului cu reverență, cu respect, nu magic. Nu ca să se întâmple schimbarea de fiecare dată, știți, ca să se modifice realitatea. Și dacă nu se mai modifică, și dacă nu mă vindec, și dacă nu ies din necaz, și dacă nu primesc ce am cerut, gata. Nu, chemând cu credincioșie numele Domnului, ca un mod de viață, invocând numele Domnului peste mine, peste casa mea, peste ziua cea obișnuită, peste profesia mea, peste viitorul meu, a copiilor mei, chemând numele Domnului, așezând numele Lui ca un nume mare, este un respect maxim, este o smerenie manifestată în rugăciune, în invocare. Poate că cel mai mult ar trebui să rostim numele Domnului rugându-ne, și nu explicând ce este Dumnezeu. Poate că acolo, în rugăciune, e legitim, în primul rând, să rostim numele Domnului, să chemăm numele Domnului. Aș vrea să vă încurajez în lumina acestei frumoase expresii, ca fiecare în viața noastră obișnuită să prindem curaj și să chemăm mai mult numele Domnului peste noi și ale noastre. Poate că uneori avem insucces și din cauza că prea ne-am bazat pe numele nostru sau a relațiilor noastre. Cumva ne-am pus pe noi prea sus pe piedestal și am uitat că mai presus de noi e numele Lui, numele cel tare și puternic. Și când nu învingem, când nu putem învinge, să chemăm numele celui mai puternic decât noi, care luptă pentru noi, care învinge pentru noi și nu poate fi altul decât Domnul Iisus Hristos. Ei chemau numele Domnului. În 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 2, chiar în salutul pe care apostolul îl transmite acestei biserici, citim către biserica lui Dumnezeu care este în Corint,
către cei care au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți, și către cei ce cheamă numele Domnului în vreun loc, sau cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru, cheamă în vreun loc, nu numai în Corint, ci oriunde cheamă numele Domnului. Înțelegem de aici că este un timp în care e bine să chem numele Domnului, este un loc în care e bine să-L chem. Înțelegem aici că nimeni nu se poate mântui în numele Lui, că nimeni nu se poate salva în numele Lui. Înțelegem că nu ne suntem suficienți sieși, că numai Dumnezeu și este suficient sieși. Noi suntem dependenți în permanență de numele Lui. Așa că fie numele Lui peste mințile noastre, peste trupurile noastre, peste casele noastre, peste biserica noastră. Fie numele Domnului peste toate acțiunile noastre și fie ca din toate numele Domnului să fie înălțat. Numele Lui să rămână primul, să rămână în picioare, pentru că numai numele Lui merită slăvit să fie El. A doua ipostază a numelui Dumnezeu, pe lângă chemând numele Domnului, este mărturisind numele Domnului. Mărturisind numele Domnului. Priviți, vă rog, la versetul 15. Dar Domnul i-a zis: du-te, căci El este un vas pe care L-am ales. De ce L-am ales? Ca să ducă, ce scrie acolo? Să ducă numele Meu, să poarte numele Meu, bastazo în limba greacă, să poarte numele Meu, să ducă numele Meu. Acolo bastazo, cuvântul acesta e foarte frumos, nu înseamnă a purta ceva de aici dincolo, mă înțelegeți? Nu e luat din felul ăsta prozaic, de a duce un obiect dintr-un loc în altul, nu. Acolo cuvântul să ducă numele Meu, verbul aduce, e un verb special creat de greci, da? Oameni cu un vocabular, popor cu un vocabular extrem de elaborat, special au creat cuvântul acesta, bastazo, ca să spună că porți, dar nu lucruri, nu obiecte, nu bani, nu, ci porți idei. Porți ceva imaterial, știți? Ceva care nu se poate cântări, nici nu se poate măsura cu metru. Și de obicei cuvântul acesta aduce numele în contextul acesta, aduce numele, se pare că se referă la a vorbi în detaliu, auzi, în detaliu despre o anumită persoană, a vorbi cu altcineva despre altcineva. A descrie persoana cuiva, a avea o prezentare entuziastă, cu inimă, cu amănunte, pur și simplu a te face cumva avocatul, mijlocitorul, prezentatorul vieții cuiva pentru altcineva. A pleda pentru cineva, a o face cu mult respect, a o face cu multă atenție la detalii. Ce interesant, aduce în felul acesta numele cuiva. Și acum priviți din nou la versetul 15. Sunt trei locuri în care trebuia să ajungă Saul din Tars prin profeția aceasta. În primul rând avem aici elementul neevreiesc. Spune să ducă numele Meu înaintea neamurilor. Și acolo neamurilor nu sunt, cum știm, neamurile lui. Știm că nu sunt neamurile lui. Acolo neamuri înseamnă neevrei sau păgânii, cum ne-am putea grăbi să traducem, pentru că erau în afara revelației. Da? Acolo în grecește este etnos, de unde noi avem etnie. Deci să ducă numele Meu înaintea neamurilor, înaintea neevreilor. Dar Saul din Tars ce era prin naștere și prin educație? Ce era? Evreu. Nu lucrează Domnul minunat și surprinzător să ia un evreu și să-l trimită la cine? La neevrei. Sigur, după ce evreul acesta s-a școlit un pic, știa un pic din cultura neevreilor. Știa să citeze din poeților, din filozofii antici precreștini, adică avea o bună așezare pe temă, că nu alege Dumnezeu pe oricine, nici noi n-am alege pe oricine, dar Dumnezeu. Se pare că primul public țintă al apostolului Pavel, al lucrării sale apostolice, sunt neevrei. Neevrei la vremea aceea erau un public evitat, ocolit de către creștinii dintre evrei. Li se părea că, de fapt, ca să fii creștin, trebuie mai întâi să te faci, ce credeți?
evreu, dar nu evreu prin naștere, ca e nu te poți face, dar să te faci prozelit, adică evreu prin convingere, și era un botez al prozeliților, un botez, o inițiere în iudaism. Vă gândiți că nu puțin predicau în vremea aceea, creștin fiind, dar dintre evrei, că este o cale pregătitoare, că nu poți direct să fii creștin, ci trebuie să fii evreu întâi. Întâi trebuie să asumi iudaismul, să asumi legea. Vine Apostolul Pavel cu autoritate de la Dumnezeu, cu forța argumentelor, mai ales a condeiului, și dărâmă toate aceste cutume, dărâmă toate aceste izvodiri ale minții evreiești, el însuși evreu fiind, și spune nu, nu, neevreii au acces direct la Hristos. Și mesajul acesta al bisericii nu este doar pentru evrei, ci este pentru orice etnie, orice națiune, este un mesaj universal, iar Pavel se duce primul la o asemenea învergură, primul se duce între neevrei și Petru îl judecă și uneori Iacov îl judecă, știți, ceilalți care au rămas la Ierusalim, care erau legați de lucrarea printre evrei, colegii lui nu-l înțeleg, îl judecă, se luptă cu iudaizatorii. Dar poartă numele Domnului unde nimeni nu vroia să-l ducă, dar unde era cel mai mare nevoie de numele Domnului, între păgâni, între cei fără nicio lege, fără niciun Dumnezeu, acolo trebuia să strălucească numele Domnului. Vă întreb și eu, dragii mei, unde e mai mare nevoie de numele Domnului, dacă nu, unde e păcatul mai mare, nu, unde este răzvrătirea mai mare, unde sunt căderile mai mari? Acolo e nevoie de numele Domnului. Să ne ajute Domnul să-L purtăm pe El acolo, să rostim puterea Lui acolo. Al doilea public descrie cumva elementul social. Zice că înaintea neamurilor și apoi înaintea, versetul 15, să-l lăsăm, vă rog, înaintea împăraților. Evreii aveau o problemă de relație nu numai cu neevreii, din cauza naționalismului. Dar evreii aveau o mare problemă de relație cu împărații, pentru că împărații vremii, aceia de la Roma, ne gândim noi, sau alți dregători regionali, cum ar fi în Siria, Siria era o provincie care includea inclusiv provincia Iudeii, deci demnitarii în frunte cu cezarul de la Roma, aceștia toți erau neevrei și pe aceștia îi vedeau evreii ca fiind dușmanii de moarte ai poporului evreu. Și atunci orice posibilă întâlnire a evreilor, da, cu împărații era anulată din start. Nici împărații nu erau curioși să-i cunoască, dar nici ei, dintr-o aroganță pe care o putem înțelege, nu s-ar fi dus la o întâlnire cu un împărat. Ei bine, aici din nou Saul face o lucrare de pionierat. El poartă numele Domnului înaintea împăraților și ajunge la acel nivel și nu se rușinează, ci cu mare eleganță, cu mare demnitate, rostește numele Domnului, îl predică pe Hristos în contextul acela imperial, în contextul regal. Nu se teme de împărați. Se întâlnește cu dregători, știți, în Faptele Apostolilor scrie despre întâlnirea cu Festus, nu? Întâlnirea cu Felix și cu soția lui și alți mari demnitari romani care au ocazia să-l intervieveze pe Pavel, ba chiar să-l ancheteze. Apostolul Pavel ia fiecare proces în care este târât ca o ocazie de evangelizare, ca o oportunitate de a se adresa și de a purta mesajul Evangheliei la un nivel atât de înalt social vorbind, adică înaintea împăraților. Până acolo urcă așadar, iată, chemarea lui Pavel. Și abia pe ultimul loc avem elementul etnic, zice în finalul versetului 15, după neamuri și împărați, să poarte numele meu înaintea cui? Fiilor lui Israel. Să știți că această ordine nu a plăcut evreilor, n-avea cum să placă. Pentru că evreii sunt puși aici, din cele trei locuri, pe care loc? Pe locul 3. Dar dacă ne uităm, potrivit cărții Faptele Apostolilor, dacă ne uităm la parcursul slujirii Apostolului Pavel, să știți că ponderea este exact ca în profeție. Să știți că cea mai mare parte a timpului și a energiei a dedicat-o neevreilor. Pe locul 2 au fost demnitarii, demnitățile vremii.
mereu s-a dus spre oamenii cheie, a încercat să ajungă la ei, indiferent de rezultat. A înțeles că întotdeauna convertirea unui om liber, dar unui om puternic din punct de vedere social, va avea un impact nebănuit de mare în contextul în care se mișcă omul acela. A încercat să suie cu Evanghelia cât mai sus, ca un program, dacă vreți, de viață și de misiune. Și numai în ultimul rând, paradoxal, a slujit printre ai lui. De fapt, cum bine știți, din Cartea Faptele Apostolilor, ultimele capitole, cel mai mult a avut de suferit dintre sau printre ai lui. Procesul pentru care Pavel cere să fie judecat de Cezar este un proces intentat nu de neevrei, ci de evrei, de iudaizatori. Este hărțuit de ai lui cum nimeni nu l-a hărțuit de-a lungul vieții lui, de altfel complicate și pline de necazuri. Iată așadar, mărturisind numele Domnului în locuri spre care alții nu mergeau, mărturisind numele Domnului într-un mod aparte, dar mărturisind numele Domnului, ducând numele Domnului, vă încurajez nu numai să chemăm numele Domnului, să facem pasul mai departe și fiecare în cercul nostru, în viața noastră obișnuită, să mărturisim numele Domnului. Să vorbim despre Domnul, mai puțin despre noi, mai mult despre El. Mai puțin despre o confesiune sau alta, mai mult despre Dumnezeu care pe toți îi iubește și pe toți îi vrea pentru El. Mai puțin despre ce credem noi și despre hermeneutica noastră, mă înțelegeți? Mai puțin despre subiectivismele noastre și mai mult despre puterea obiectivă a lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Când porți numele Domnului spre alții, când duci numele Domnului spre alții, atunci faci în sfârșit ceva deosebit. Chiar atunci faci ceva deosebit. Până nu faci asta, n-ai făcut lucruri deosebite și dacă ți-ai luat examenele și dacă ai salariu mare, nu e așa impresionant? Dacă vrei ceva deosebit într-o altă sferă, într-o altă cheie, într-o realitate spirituală a lucrurilor, atunci poartă numele Domnului, poartă un nume mai mare decât al tău, poartă o povară mai grea decât propria ta existență, poartă un mesaj mai mare decât ce ai putea tu să spui cu cuvintele tale, poartă numele Domnului, să ne ajute Domnul. A treia și ultima ipostază, pe lângă chemând numele Domnului și mărturisind numele Domnului, este pătimind pentru numele Domnului. Ați auzit bine, pătimind pentru numele Domnului. Ne întoarcem la textul biblic pentru ultima dată, versetul 16. Zice că eu, adică Domnul, îi voi arăta tot ce trebuie, ia să vă aud, tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Auzi, să sufere pentru numele meu. Pătimind pentru numele Domnului. Aici este o ironie textuală. La ce mă refer? El s-a dus să-i lege pe ucenicii din Damasc și să-i aducă spre anchetă și tortură la Ierusalim și astfel să-i facă să sufere, nu? Să le aducă suferință. Anania știa că a venit să-i ducă spre suferință pe ucenici și el era vizat. Și zice, Anania, eu îi voi arăta la omul acesta nu ce alții vor suferi din cauza lui. Nu el va mai provoca suferință, ci el uneori va fi ținta suferinței. Eu îi voi arăta ce va suferi el pentru numele meu. Se pare că atunci când invoci numele Domnului, când îl chemi, se pare că atunci când îl propovăduiești cu înțelepciune și cu sinceritate, se pare că atunci când te atașezi cu adevărat de numele Domnului, deci ești creștin cu adevărat, te atașezi de Hristos, deci ești un adevărat creștin, se pare că inevitabil, dragul meu, și nu te întrista pentru asta, trebuie doar să știi, se pare că inevitabil ajungem să suferim în diferite moduri pentru numele Domnului. Vă uitați la mine cam întrebător, nu? Că doar comunismul s-a dus. Că doar nu mai sunt anchete ca atunci, că doar nu mai avem printre noi care să ne toarne la securitate, că doar nu mai avem dintre liderii noștri care să ajungă să fie torturați pentru credință. Comunismul s-a dus, frate Ghiță, cum
Acum numai primele două mai rămân valabile. Acum cine mai suferă pentru Domnul? Nu, iubiții mei, vreau să vă dau câteva exemple care nu sunt chiar inventate, care le trăiesc frații noștri de-a lungul și de-a latul pământului. Vreau să vă dau câteva ipostaze ca să vă arăt că în vremuri cu totul libere, noi trăim într-o parte a lumii liberă, nu sub democrație, orice mai fi însemnând și democrație. Oricum nu e comunism, sper. Dar în lumea aceasta liberă, de exprimare liberă a credinței, a ceea ce crezi, există forme individuale de suferință, unele extrem de grele, extrem de adânci. Ce spuneți, de exemplu, de mărturia unor fete creștine care urcă pe scara profesională pentru că au învățat și au luat examenele, au fost cuminți și au ajuns într-o poziție profesională relativ înaltă și sunt în urcare, nu în coborâre, profesional. Ce spuneți de mărturiile lor, a unora dintre ele, care ne povestesc uneori, nu am reușit să obțin poziția aceea următoare, mai înaltă, deși mi se cuvenea, am toate diplomele, am pregătire, am expertiză, am trecut prin examen, l-am luat. Dar n-am reușit, pentru că n-am cedat presiunilor, n-am cedat hărțuirii sexuale din partea patronului meu, a șefului meu de departament. Ce spuneți de fete care ne spun, am un salariu mai mic, n-am reușit să urc acolo unde e locul meu, unde mi se cuvine, pentru că n-am vrut să mă murdăresc în imoralitate, n-am vrut să accept concesia aceasta, pentru că am spus nu, o altă a urcat acolo. Și e ușor să bănuim de ce a urcat cealaltă, nu? Să nu mai explicăm și asta de la amvon, mă gândesc. Cred că o putem duce mai departe. Iată o formă de suferință pentru numele Domnului. Ați înțeles? Pentru numele Domnului. Ce spuneți de oameni de afaceri creștini, cu adevărat creștini, care pierd uneori bani mulți pentru că au respectat un principiu, un anumit fair play, mă înțelegeți? O anumită etică minimă a business-ului, a afacerii. Și care ne povestesc unii dintre ei, pentru mine sunt mici eroi ai zilelor noastre, care mărturisesc cu seninătate, cu seninătate, cu asumare, cu multă maturitate. Am pierdut. Era așa de ușor să câștig, dar n-am vrut să încalc principiul. Și m-am mulțumit cu paguba, știind, frate Ghiță, că Domnul vede și, iubiții mei, Domnul vede. Nu-L răsplătește Dumnezeu. Vezi, zice, ba-L răsplătește, îi dă bani mai mulți. Nu, să nu-i dea mai mulți, că nu numai asta-i răsplată. Mă înțelegeți? Poate că-L răsplătește tocmai să n-aibă așa mulți, că cine știe ce-ar face cu ei. Știți cum zic? Poate și aia e o răsplată. Nu știm noi binele de la Dumnezeu care-i, cum e de bine, știți? Nu suferă pentru că e credincios? Dar aceia dintre noi care ne aflăm în familii mixte, care unii merg la biserică, alții nu merg, și cei care nu merg își mai și bat joc de ăștia care merg, știi, ceea ce nu-i frumos din partea lor. Părinți care își apostrofează copiii că merg la biserică, că s-au botezat, că s-au... V-ați gândit că uneori unii care se botează și noi ne bucurăm de ei aici, facem cu cântec și bucurie și ce minunat e la biserică. Vă gândiți că uneori după câte un botez, la câte un candidat, începe o suferință surdă, nevăzută, apostrofări și așa mai departe. Suferințe emoționale. Iubiții mei, în orice generație se suferă pentru numele Domnului. În orice generație. Democrația, cât ar fi ea de minunată, nu ne izbăvește de asta, pentru că n-are cum să ne izbăvească. Dacă Domnul a suferit, noi suferim ca Domnul nostru. Iar pătimirea aceasta pe care o făcea Pavel și pe care o facem și noi, sigur, respectând proporțiile, suferința noastră pentru Hristos este, de fapt, dragii mei, cea mai corectă interpretare a noțiunii din predicile Domnului, noțiune de cruce. Ia-ți crucea în fiecare zi. Ia-ți crucea în fiecare zi, cea mai bună interpretare, maximă, nu este ia-ți neputința în fiecare zi, da? Nu este ia-ți formele tale individuale de suferință, ci poartă-ți crucea, se referă în primul rând, poartă prigoana, poartă disprețul, poartă cu demnitate, fără să te poticnești, fără să te obosești, poartă
suferința ta pentru Domnul, pentru numele Domnului. Nu știu, poate că unii dintre noi de aici deja suferă într-un fel sau altul, pentru credința lor, pentru moralitatea lor, pentru principialitatea lor. Dumnezeu să-i binecuvinteze, să le dea putere și să știe că e mare onoare să suferim pentru numele Domnului, nu pentru un rău făcut, nu, pentru un rău făcut, dacă suferim, e normal să suferim, e normal să fim pedepsiți, cum spune Apostolul, dar să suferi pe nedrept, să suferi pentru numele altuia, să suferi pentru că tu aparții altuia și aparții într-un mod deplin prin credință, este ceva minunat. Apostolul Pavel, și cu asta încheiem, a suferit până la capăt, a ajuns să moară ca și martir. Despre ce vă spun acum, nu scrie nicio carte biblică a Noului Testament, dar scrie în suficiente cărți credibile din vremea aceea. Avem așadar, istoriografic, documente valide. Apostolul Pavel a ajuns ca, din porunca lui Nero, să fie ucis prin decapitare. Decapitarea era metoda predilectă de omorâre a celor condamnați la moarte în Imperiul Roman. Citim noi în ultimele două versete din Faptele Apostolilor că Pavel a ajuns să stea 2 ani într-o casă cu chirie și să aibă loc procesul acela pe care el și l-a dorit, da? Când a pornit și a făcut naufragiul acela spre Roma. Dar după cei 2 ani, da? Deși nouă ne lasă impresia, pentru că se încheie cartea, ne lasă impresia că Pavel a fost atunci martirizat, de fapt el a scăpat atunci. Avem informații concludente că după cei 2 ani despre care scrie în cele 2 versete, ultimele din Fapte, nu le citim, le puteți găsi din nou în Biblia acasă, Pavel a scăpat, a fost achitat, a fost declarat nevinovat de cel mai bun tribunal din Roma, ceea ce cinste dreptului roman, știți? Cinste. A pledat 2 ani, a fost un proces lung, un proces greu. 2 ani a pledat, a fost propriul lui avocat. A pledat și în cei 2 ani l-a mărturisit pe Domnul într-un context juridic roman unde n-ar fi ajuns dacă nu era inculpat. A pledat pentru cauza lui, a fost convingător și Pavel a fost achitat. Când Pavel a spus cer să fiu judecat de Cezar, nu s-a înșelat. De fapt, a cerut dreptate și a primit dreptate. Probabil din prea mare bucurie că a fost achitat, a plecat iar în misiune. Că doar misionarul. Și după 2 ani de ședere, Pavel n-a stat 2 ani, așa, știți, numai în misiune. Și a plecat. A plecat până în Spania de azi. Nu știm exact până unde a ajuns, dar știm că a trecut pe teritoriul Spaniei de azi. A plecat să fondeze biserici sau poate să încurajeze bisericile deja fondate. Nu avem mărturii concrete despre vizitele lui, nu avem, știm doar că s-a dus, că a ajuns în acele locuri, nu știm anume ce s-a întâmplat, s-au produs minuni probabil, s-au ținut predici extraordinare, nu știm nimic. Știm doar că n-a trecut multă vreme. Și la putere a venit Nero, omul acela care și-a pierdut mințile după ce a ajuns împărat roman. Și pe lista lui Nero, pe lista neagră a lui Nero, a fost și Pavel, care dezertase, între ghilimele, din Roma. Și aici sunt 2 variante, nu știm care e cea validă. Mi le dau pe amândouă să avem la ce ne gândi. Prima variantă, cea mai violentă de fapt, ar fi că Nero a trimis soldat să-l caute în tot imperiul, să meargă din indiciu în indiciu, să-l găsească, cum probabil l-a găsit, și să-l aducă cum? Legat, nu la Ierusalim, ci unde? La Roma. Asta e prima variantă. Destul de credibil în felul ei, dacă îl cunoști un pic pe Nero și puterea lui. Dar mai este o variantă, poate nu e așa violentă. Zice că nu l-ar fi adus nimeni escortat. Zice că el s-ar fi întors la Roma ca să mai încurajeze bisericile din Roma. S-ar fi întors liber la Roma. A făcut acea călătorie scurtă misionară, să zic așa scurtă în comparație cu celelalte. Și acum s-a gândit, mă întorc. Și așa mi-a fost dor de Roma. Și a venit dragul de el cu inimă bună, a venit cu naivitate, nu? A venit ca cum el era un cetățean liber, nu? El a fost achitat, era un cetățean roman, știa bine
drepturile lui. A venit, a intrat în țară fără interdicție, fără... A intrat la Roma. Și de acolo, probabil, dacă e varianta aceasta, slujind în ceva biserică, poate nici nu și-a ținut predica până la sfârșit. Poate urma să meargă undeva cu frații. Și a fost luat, poate, din mijlocul fraților. I s-a intentat un proces care a durat foarte puțin, nu știm exact cât, dar oricum puțin. Se numește simulacru de proces, adică nu e un proces. Ăla dinainte a fost un proces real. I s-a intentat un proces cu totul nedrept. Și foarte repede și pătimaș a venit sentința la moarte și a fost condamnat la moarte și ucis prin decapitare. Și el și apostolul Petru în Roma. A suferit până la capăt și a dat ultima picătură de sânge pentru Domnul lui, pentru numele Domnului. A considerat că a suferit pentru numele Domnului nu e prea mult, niciodată nu e prea mult. Nici n-ar trebui să fie prea greu. El a trăit pentru Domnul. Aș vrea, iubiții mei, ca și noi să avem o așa inimă, o așa înțelegere. Și micile noastre suferințe pentru Domnul, care sunt mici, nu? Respectând proporțiile, să le ducem cu mai multă demnitate, să nu ne împiedicăm, să nu cădem din credință, dimpotrivă, să ne oțelim în credință, știind că e onoare să suferim pentru Domnul, pe nedrept, adică pentru numele Domnului, slăvit să fie El. Vă invit să ne ridicăm, să stăm cu toții în rugăciune, rugăciune de mulțumire, desigur, și de încheiere, dar rugăciune în care să lăsăm ca aceste cuvinte să ne prelucreze inima, rugăciune în care să îl chemăm pe Domnul și numele Lui, rugăciune în care să-L rugăm să ne ajute să-L mărturisim și în săptămâna în care intrăm și de va fi să suferim într-un fel sau altul, să suferim cu credincioșie și cu mare nădejde în Dumnezeu. În același timp îi și mulțumim Domnului pentru seara aceasta, nu numai pentru seara aceasta, ci pentru ziua aceasta frumoasă ce ne-a dat-o. Ne rugăm!